Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor: hey, hey, cu Andy! Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Sunt un pop, un factor, un artist, un vespo. Da, sunt echilou suspendat într-un copac și de necrezut nu mă aflu aici pentru că vreun plan de-al meu a eșuat. Sunt aici pentru că azi am promis să nu mai fac nici o prostie. Nici măcar una mică, 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 mică. Tiu, nu înțelegeți nimic. Hai să o luăm de la început. Au! Gândaci. Miroș urât, purcelule! Astăzi este o zi pe care orice copil o urăște. Trebuie să mă duc cu mama, tata și Jen la șeful tatălui meu la cină. Sună bine, nu? Hm. Tata ar putea primi o promovare dacă ne comportăm cu toții frumos. Asta înseamnă, bineînțeles, dacă eu mă comport frumos, pentru că Jen este deja perfectă. Mă înțelegeți ce... Hm. Coboră de acolo! Mă rog, toată săptămâna tata mi-a zis fără glume, fără șmecherii, fără farse. Ea e nebunie, eu nu pot să fac așa ceva. Andy, trebuie să plecăm. E, va fi o noapte lungă, dar măcar va fi plictisitoare. Hei, arăți aproape decent, Andy. Mulțumesc, că port hainele de mormântare. Să nu uiți, dacă nu faci prostii azi, poate mai vorbim să-ți luăm un scuter nou. Putem avea de câștigat cu toții după cine asta. Bine, a venit momentul. Ai ceva în mână? Cealaltă mână, deșteptule. Știu, fără farse, fără șmecherii, fără glume și poate mi-e un scuter. Nu strica ziua de azi, am nevoie de computer. Ei bine, Larkin, ai o familie minunată, o soție încântătoare și interesantă, o fiică deșteaptă și drăguță și un băiat bine crescut. Rar zilele astea, foarte rar. Foarte drăguț din partea dumneavoastră, domnule. Te simți bine, fiule? Sunt bine, tată. Ah, asta îmi place să aud. Pare a fi un tânăr foarte rezervat. Andy, tu te distrezi vreodată? Foarte rar, sau mai mult cu nasul în cărți. Știți, țelul meu este să mă înscriu la Universitatea Brewer, știți? Acolo am fost și eu. Grozavă școală, cei mai frumoși ani. Nu forța nota. Ești aproape unic, fiule. Puteți să mai spuneți încă o dată? Hai să-ți arăt colecția mea de pantofi de lemn din secolul al XII-lea. Am o pasiune pentru pantofii de lemn și pentru golf și pentru glumele bune. Hai să spun una. Ce i-a spus un ochi celuilalt? Nu te uite acum, dar între noi doi e ceva care miroase a putred. Era vorba despre nas care miroase. Te-ai prins? Foarte, foarte amuzant, domnule. Nu uita să le arăt și colecția mea premiată de pești tropicali. Da, draga mea, o să le arăt și peștii tăi. Uite, ăștia-s peștii. Acum să mergem la pantofii mei de lemn. Sunt extrem de interesanți. Așa cum este și istoria saboților. Acesta era un papucel de copil. A fost foarte drăguț. Poți să crezi ce nebun? Un om în toată firea fascinat de pantofii de copii. Doamne! După cum vedeți, mă aflu în drum spre orașul nebunilor. Locul ăsta cere o farsă de-a mea. Hai, trage-mă de deget! Cina este servită! Danezii au făcut, bineînțeles, primii pantofi de lemn. Fermierii îi purtau din mai multe motive, unul fiind să nu calce în vreo balegă de vacă. E totul în regulă, Andy? Da, mamă. Wow. No. Au. Gândaci în salata mea? E incredibil. Mă aflu în cel mai plictisitor loc din lume și în plus au gândaci. Excelentă salata? Absolut suculentă. Minunată. Este o... Aoleu, ce... Este o salată mai bună decât de obicei. Îmi place foarte mult. Unde este baia, vă rog? Sus, pe scara principală și la dreapta. Mă scuzați.
Trebuie să scap de gândaci ăștia. Nu se poate, nu se poate, nu și în pantaloni. Sunt pantalonii noștri acum. E totul în regulă, Andy? Da, totul e minunat, mamă, nicio problemă. Sigur, mă întorc acum, într-o secundă. Sunt îngrijorată pentru dragul meu frate. Mă duc să văd dacă este în regulă, mă scuzați. Oh, ce drăguț! Nu există rivalități între frați în familia voastră, nu-i așa? Bun, trebuie să găsesc niște haine, să ies afară, să-mi iau bluza și pantaloni, să omor gândaci și să mă întorc la masă înainte să vadă cineva că am plecat. Da, e un plan perfect. Mă scuzați, dar vreau să văd ce fac copiii. Mă întorc într-un minut. Erau chiar aici. Unde au dispărut? Fac pariu că gândacii ăia mi-au mâncat pantalonii. Ce faci? Sunt doi gândaci dezgustători aici. Ignoră-i! Nu cumva l-ai văzut pe... Nu știu unde este, dar încercam să-l ajut luându-i pantalonii din curte. Nu știu cum a ajuns acolo, așa că am ieșit, i-am luat, am venit aici, am văzut gândacii ăștia, uite! Sunt sub pantofii mei! Se pare că am fost abandonați. Sper să nu fi spus eu ceva deplasat. Oh, nu! Ce zici, Larkin? Vrei să ieșim afară să luăm puțin aer? Vreau a cadea? Știam eu că o să pună în pericol șansa tatei de a fi promovat. Frumos din partea ta. Mă întreb ce face prostuțul ăla. Doamna Rogers? E totul în regulă? Ei! Doamne! Da! 911? Am luat destul aer. Hai să intrăm! De acord, domnule. Am primit un telefon de la soția dumneavoastră. Da? V-am speriat că nu i-am mai simțit pulsul? Un băiat care atârnă în chiloți? Un băiat care atârnă în chiloți? Am văzut și eu unul. Da, chiar ai văzut? Ar fi fost greu să nu-l văd. Grozav! Ca de obicei, Andy trebuie să strice totul. Domnule Rogers, lăsați-mă să vă explic. Fiul nostru, Andy, câteodată poate fi... Vești proaste? Se pare că peștișorii exotici ai doamnei Rogers s-au dus. Oh, nu! Vă rog, nu! Nu peștele meu cel tânăr și plin de viață! De ce el și nu eu? De ce? Victima unui asalt al gândacilor. Altă farsă de-a ta. Nu răspunde, vom lua amprentele. Îmi pare rău pentru tot, domnule Rogers. Vedeți, eu mâncam salata și... Domnule, sper că ceea ce s-a întâmplat în seara asta nu va afecta afacerea despre care vorbeam mai înainte, da? Sau dumneavoastră prefera să plec și să-mi eliberez biroul de la servici, domnule? Este vina mea, să știți. Dar știu eu un tip care lucrează la magazinul cu animale și sunt sigur că voi putea înlocui peștișorul. Gata! Mai terminați odată cu plângerile astea! A fost o după-amiază foarte plină! Larkin, familia ta este mai ciudată, dar destul de drăguță. Fiule, nu știu ce făceai în copacul ăla, dar sunt sigur că n-aș vrea să știu. Nu-ți face griji cu peștele, nu mi-a plăcut oricum niciodată. Doar să-mi curez pantalonii, sunt preferații mei, îmi ascund bine burta. No, ce oră e? Este totul în regulă, dragă, doar puțină distracție. Andy spune că-ți poate lua un pește nou. Duc amprentele astea la laborator. A omorât un pește, foarte grav.
Deci, ce facem? Ne întoarcem la masă? Sau... Nu ne mai întoarcem la masă. E timpul să plecați. Stai liniștit, Larkin, slujba-i tot a ta. Sunt sigur că știți drumul pe unde să ieșiți. Ești mândru de tine că ai stricat totul? Și-am stricat. Erau gândace salata mea, jur, în plus. Tata nu și-a pierdut slujba. Nu mulțumită ție, tinere. Apropo, nu vezi niciun scuter nou. Și nici nu vreau să aud ce ai de spus, Andy. Ai de tata, n-am făcut nicio farsă sau altceva. Erau gândaci acolo. I-ai văzut și tu, nu-i așa?